În ANAF au fost detașați de-a lungul timpului mai mult de 250 de ofițeri SRI. Este informația confirmată anul trecut chiar de ministrul finanțelor de atunci, Eugen Teodorovici. Despre activitatea angajaților Serviciului de Informații, Teodorovici a spus că au existat mai multe practici. Ofițerii ocupau funcții de conducere și își trimiteau singuri dosare de la ANAF la SRI. Precizările ministrului veneau atunci ca urmare a declarațiilor făcute de președintele SEDLEX Vasile Marica. Acesta spunea că ofițerii serviciului erau de fapt șefi ai instituției, iar cei din ANAF mergeau cu verificările mai departe, astfel încât să se păstreze direcția trasată de SRI. Lucrau acolo, în instituție, aveau birouri în instituție și ei controlau și coordonau toată activitatea, a declarat Vasile Marica. Subiectul a născut o mulțime de controverse după ce un om din sistem a explicat mecanismul. Erau verificate firme alese cu un anumit scop. Așa au fost distruse sute de companii, iar cele protejate de Florian Coldea nu au fost atinse, spunea Daniel Dragomir, fostul colonel SRI. Practica extrem de gravă a fost confirmată și de cei de la Federația Națională a Sindicatelor din Finanțe, care au povestit că Direcția Antifraudă lucra la comanda SRI, instituție ce venea cu lista de firme ce urmau a fi verificate. În 2015, Victor Ponta, care ocupa fotoliul de premier, a confirmat că ofițerii SRI sunt detașați la Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru combaterea evaziunii. În jur de 140 de angajați din servicii erau atunci la ANAF. Trebuie să ne aplecăm atenția și asupra unei instituții de forță, înființată de Victor Ponta printr-o ordonanță de urgență. În cadrul ANAF a apărut un nou birou, Direcția Generală Antifraudă Fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de prevenire și combatere a actelor și faptelor de evaziune fiscală și fraudă fiscală și vamală. Dintr-o hotărâre publicată de guvern în vara lui 2015, aflăm cine controlează noua instituție de forță. Direcția Generală Antifraudă Fiscală este coordonată de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat și condusă de un inspector general antifraudă, ambii numiți prin decizie a prim-ministrului. La punctul 2 este specificat că inspectorul general antifraudă este sprijinit în activitatea de conducere a Direcției Generale Antifraudă Fiscală de inspectori generali adjuncți antifraudă, numiți în funcție prin decizie a prim-ministrului. Constatăm astfel că numirile de la vârful acestei instituții au stat în puterea unui singur om, cea a premierului Ponta. Iar prin protocolul dintre parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ANAF, semnat în anul 2013 de Tiberiu Nițu în calitate de procuror general și de Gelu Diaconu președinte ANAF la acea vreme, DGAF a primit atribuții de a face anchete penale. După publicarea protocolului, Federația Națională a Sindicatelor din Finanțe, afiliată la Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor SEDLEX, a venit cu unele observații. Odată cu reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală din 2013, un grup mic de politicieni influenți a hotărât să-și creeze un instrument foarte puternic de șantaj, aducând la un loc ofițerii SRI, procurori și oameni special angajați de către conducerea ANAF din acea perioadă. Direcția Antifraudă lucra la comanda lor, fiind executate ordinele acestora. Se făceau plângeri penale pe bandă rulantă celor care erau vizați, dar de cele mai multe ori aceste plângeri nu se confirmau. Sau controlele se dovedeau superficiale, se arată în comunicat. Jurnaliștii care au investigat acest subiect scriau la acea vreme că DGAF a devenit un instrument de terorizare a anumitor firme care nu erau pe placul premierului Victor Ponta, de șantajare a investitorilor români, dar și o pușculiță pentru partid. Să ne întoarcem însă în prezent și să privim la rezultatele acestei instituții. Ministrul de Finanțe Florin Câțu spunea la începutul anului despre Direcția Generală Antifraudă Fiscală, unul dintre principalele instrumente de combatere a evaziunii, că a adus la buget 116 milioane de lei, dar are cheltuieli de 707 milioane. Astfel că în luna februarie ministrul a pus în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență privind măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală.